solo contro la prima, da dentro poi a cucciare. Deci noi am venit aici la voi, am auzit că e satul bogat, dar noi suntem sărași și dacă putea să facem și noi o casă, să ne căsătorim aici la voi în sat. Poate, poate, care God vrea, noi poate să vină și să lăcuiască cu noi. Noi le facem căști, le ajutăm. Așa suntem făcuți, de moară să fie așa, să-i ajutăm la penitici care vine din pe altă parte. Apoi, dacă e așa, vă prindeți să ne faceți nouă și căști, să ne mutăm aici la voi. Ne prindem, aici e pământul bogat, poți să pui și vie, poți să arâniesc toată, poți toate elea să faci. Păi de-aia și noi am auzit că aici pământul bogat și e lumea bună și de-aia am venit în locare de aici, ne mutăm aici. Bun, mă, părtate, bun. Luați seama cu ușa, fiindcă ați venit, noi rece, uitați-vă, casa mea e în partea asta, aveți să conăciți la noi, numai acum trebuie să ne ducem, să luăm alaturile, ca să scoatem piatră, să ne apucăm de grăși. Bun, atunci mulțumim, dacă vă apucați de așa situație, să scăpăm și noi. Bun, mă, fraților, primim pe toată lumea care pot vine la noi în satul nostru, ca să ne mărim satul, să nu fim numai noi. Că așa vine cum văd ca o rândurică când aduce primăvară, când e numai 2-3 în jisă, dar e, când e satul mai mare, cum văd ca rândurici, când vine primăvară în sat. Bun. Mergem la piatră, voi muieri, mai aveți aceea? Ori să... Voi mai rămângeți, dar noi moara să ne rugăm oamenii. Eu? Să-l
guliță. Da, dacă m-auzi, de ce nu răspunde copilul? Ia să arăte când stau pe afară. O doare capul, nu știu nicio ce e. Și dacă ar știa cineva să-i descânte, să-i tăia. Păi uite, iese cum nata Mărița, ea gândesc că știe de oi, că sigurat că e adevărat că e de oi. Ce doare capul. Eu să-ți descând că sunt tare vrăjitoare, mare vrăjitoare, mă mai la urmă să spun vorbe de ce plată, să-mi plăcești, că eu nu descând degeaba. Care de oicheat a crăpat, care rămnit a presnit, care de oicheat a crăpat, care rămnit a presnit, care de oicheat a crăpat, care rămnit a presnit. Topilul punzat joică la draghi țanca, când topilul punzat joică la draghi țanca, când topilul punzat joică la draghi țanca. Păsări, săricolea, săricolo, sări, piatră răstămată, piatră crăpăm patru, sări la draghi țanca joică. Păsări, capră, împiene, săricolea, săricolo, sări, piatră răstămată, piatră crăpăm patru, sări la draghi țanca joică. Asta, fata mea, tot acuși mai la urmă, cala, bala, cala, bala, ia, fie, nu fie, plata nu se știe. Ce doare cap să mă geduci la un om, că și el știe să descânce de moroi, dar să spun busuiocul că e cu ea. Sare și mâncare, carnea voastră s-o mâncați, sângele vostru să rupeați, ci cu fata asta treabă să n-aveați. Că de-o sta creștea s-o mânia, cu limba v-o descânta, cu cuțetul v-o tăia, cu sare v-o sara, cu arti v-o rabia, cu bruș de ceroi v-o înțăpa și nimic de voi nu s-o alegea, nici așa creștea nu v-o lăsa.
Vă mâna aleate rece, rădăcini de sărciul de pungor și nu cântă, pată mare nu chiotește, nici toporul nu cioplește, nici popa nu citește, nici Domnul nu pomenește. Acolo să ședeți, acolo să beați, că acolo așteaptă trinsețe mari cu neasă întinsă, cu patru rasă, temasă, cu făpria prinsă, patru și cu ițe de voi să-ți primite. Dar dragița să uidească curată, luminată, ca steaua în cer, ca rouă în câmp, ca ceasul când s-a născut, ca soare când a răsărit, ca poalii Maicii Preceștii Sfântăvării. E scâncetul de la Crâns, aleacul de la Maica Preceștia și la Domnul Hristos. E țepata atâia, atâta e cât de scâncetul. Eu gândesc că trebuie să-ți aline din... Bunea asta mi-a trebuit capul, mai ajut nu să gândim ceva. Să cântăm, cum? De aia ne-am adunat aici, cam în fui inima rea, că văzui pe tatăl pe Văruiovan când e să vină, am acuja când văzui că a venit și dacă tăție mai bine gândesc că...
să vedem și pe tinereața. Că la tinereață viața rămânge. Thank you.
Ovde imamo jedna od tačaka i litera stvaralaštva. Šta ćemo za to da uradimo? Pa, da pokušamo podružiti dalje, vidimo šta je, kako je. Normalno, ali opet nekako drugačije, lepše. Večeras razmišljam o nečijim očima čije su suze osvežile cveće i travu. O nečijim rukama koje i dalje u grču drže prave zemlje. O nečijim ustima koji i dalje govore o jednoj zemlji. Večeras bih želela da te uzmem za ruku i pokažem ti šta si za nas učinila. Da ti pokažem šta to znači satima posmatrati nebo i zvezde, a da pri tome ne osjećaš nikakav strah. Večeras bih želela da ti pokažem zemlju koja se rodila iz tvoje krvi. Dok govorim sa tobom, razmišljam o mojoj i tvojoj zemlji i pitam se da li je to svitanje jutra, osmeh crvenog istoka ili tihi šapat reka pod senima vrbe i mesečinom. Zemlja, lepša od svakog cveta, na rukama, zenicama, u lepoti zapaljenog neba. Ona živi tu, u kosi, na licu srećnog naroda, u slobodi. Rađala se iz ljubavi, iz mrtvih tela heroja. Rađala se iz pobjeda. Rasla je put neba, širila svoje grane da bi procvetala najlepšim cvetom naroda. Rasla je za jedno nasmejano sutra, za sva sutra. Zagrlite te... Zagrlite tu biljku zajedno sa mojim rukama i čuvajte je. Jer ona je naše sutra, naš cvet rascvetan u punoj lepoti. Zalijte je svojom ljubavlju, usjećene na one koje su je zalili svojom krvlju. Ne dajte nikada i nikome da je dodirne cvetove. Slika je nestala i sad se pitam zašto ti ja to pričam kada znam da tvoje oči sve to nikad neće videti, kada tvoje ruke nikad to neće osjetiti. Ipak sam večeras silno želala da tvojim očima pokažem taj najlepši cvet, moju i tvoju zemlju. Na čelo kolonu uz usku stazu planinsku, visoko na vrhu led, krš, blato naokolo, dolje u klancu mutak potok šumi, oblaci tmasti buki sa po nebu. I pramen magle kao div se diže šuma jela bukvi omorika. On jaše, sve to ne vidi ne čuje. Kamo ga je misao pomela? U kome svijetu živi? Od čega je bora na čelu i grč oko tvojih usana? A meni je stao, trgnuo se, avet je pri njim. Sva je od zlata smrznuta i snijega i mraza. Stoji studen širi i veli. Kuda ćeš, držniče? Ja vladam u toj planini. Okreni se i gledaj te jadne momke koje ovuda vodiš. Voli su, bosi, vjerno ljudsko meso. Nema ne krv što moj dak smrzala. Kamo ih vodiš? U patnju i smrt. Kipova gleda napravit ću od vas i stajat ćete tu kruti, nepomični, u tami noćnoj svijetlu danje. Novim gorskim stazama znanje, vereni moći ljudima opomena, da čovjek ne smije preko nekih granica, okreni se i vrati u nizine, da kosti griješka i ovništa svoga, pokoran i tih, najveći je zakon čovječi, živjet, ma i kako bilo. Tore treća noćima bljesnu i vatru prati iz plamnih zenica, oštriko, ošinu konja i nema Pegazi i viknu svisa. Naprijed! Thank you.
Thank you.
to im je mnogo pomoglo. Večeras će biti oni. Dragi Miloševčani, još jednom ste pokazali da ste velika ekipa. A malo više pomogao moj prijatelj Mile i njegova firma, to je ekipe trebao očekivati mnogo više. Dragi domaćini, dragi Bokanci, venira na moj vaš program u vostru Šilaspunjem sa Fiat Otpun. Ako ekipu Hokanja vodi moj prijatelj Miroslav Nikolić, a obilato pomogne njegov, kako on kaže, bata boja, onda ćemo u Okranu verovatno više da čuvamo. Bez obzira što smo lutali 30 puta na scenu, jer nismo znali da se snažimo, ipak je sve dobro. Od kojih je jedna bila veoma dobra, a druga malo bolja. Dakle, ekipa gostiju. Orkestar u prvom nastupu od mogućih 16 poena osvaja svih 12. A u drugom nastupu od mogućih 8 osvaja 4 poena. U prvom nastupu od mogućih 10 osvaja 8 poena, a u drugom nastupu od mogućih 3 osvaja 4 poena. Izvorna narodna melodija u jedinom nastupu od mogućih 10 poena osvaja svih 10. Literarno stvaralaštvo u izvođenju Atanasije i Smiljane osvaja maksimalan broj poena, dakle svih 8. Bravo! Umetničko recitovanje od mogućih 8 poena donosi 7 poena. Bravo! Izvorna narodna melodija u prvom nastupu od mogućih 10 osvaja svih 10 poena. Bravo! A u drugom nastupu od mogućih 3 osvaja svih 5. Potpuno izvorni u jedinom nastupu od mogućih 20 osvaja svih 20 poena. Bez obzira što je najbolji pojedinac bio Čitić, koji je izvanredno blizao i spuštao zavis. Potpuno u koreografiji od mogućih 16 poena osvaja 15. Otvorina u prvome nastupu od mogućih 12 osvaja svih 12, a u prvome nastupu od mogućih 6 osvaja 5 poena. Grupa plivača od mogućih 12 poena osvaja 10 poena. Školski program gostiju ukupno je sakupio 39 poena. Programa od mogućih 20, 17 poena. Ovo zbog toga što naši dragi gosti ništa nisu izmenili u domenu režije od onoga prvoga nastupa protiv Slatine u Milošku. Bravo! Ukupno gosti osvajaju 186 poena. Ako tome dodamo i zvanredno poznavanje života i dela maršala Tita i dodamo 25 novih poena, onda gosti iz ovoga lijepoga sela nose 211 poena. Orkestar u prvom nastupu od mogućih 16 poena osvaja 15. A u drugom nastupu od mogućih 8 poena
osvaja svih 8. Zahvaljujući Pesiću na Prvorcu. Narodna pesma u jedinom nastupu od mogućih 10 osvaja svih 10 poena. Izvorna narodna pesma od mogućih 10 poena ponovo svih 10. Za literarno stvaralaštvo od mogućih 8 poena svih 8. Umetničko recitovanje od mogućih 8 poena osvaja svih 5. Ovo je zbog toga jer po propozicijama pesma mora da se kazuje napred. Izvorna narodna melodija u prvome nastupu od mogućih 10 osvaja svih 10 poena. A u drugome nastupu od mogućih 5 osvaja svih 5. Poklon izvorni u prvome nastupu od mogućih 20 poena osvaja 19. A u drugome nastupu od mogućih 10 osvaja 9 poena. Poklon u koreografiji u jedinom nastupu od mogućih 16 poena osvaja samo 13 poena. Narodna umotvorina u prvome nastupu od mogućih 12 osvaja 11 poena, a u drugome nastupu od mogućih 6 svih 6. Grupa pevača od mogućih 12 poena osvaja 11. Školski program domaćina osvojio je ukupno 46 poena. Režija programa od mogućih 20 nosi 19 poena. Miro. Od organizacije priredbe malo smo se posvađali. Ja sam predlagao ocenu 6 zbog prevelike tišine u sali, naročito kad su gosti bili na pozornici. Ali pošto me ostali članovi žirija nisu prihvatili, onda je većinom odlučeno da Selo domaćin za organizaciju dobije maksimalan broj poena 10. Ukupno ekipa domaćina osvojila je 215 poena. A po ovome dodamo i brojku od 23. Pokazano znanje iz života i rada maršala Tita, onda ukupan zbir poena za ekipu domaćina iznosi 214. Ekipa da potpišu zapisnik. Ajde da kolo. Evo da kolo. Ko ma da kolo što ja Ja, 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 ja
Nemoj da promaši, ali će da udari. Ajde, Ante.
Când
Iată pătruța
cielu krama, dojko pilaš, kamja pjama, pjeđe nuke, nice njada lebica, cielu krama, učoru mla, ne milaši pibita, srba ga kure kilka, milu pjaku otrata, Шангоряна на лапах, Чуцана на патруцах, Тема и бяма на каминка, Жулица. На патруца челука, Молодата каминца, Ojki bi se kapršala, ti pjeska vane kanjala, ko bi laši, sluge vidja porja djema, i kiranja da ranjica, čem vodja se će skopi, laši mi da će svojka, ne pečeske tako mi, Și ne gaina, în sacul tată ne mai trece, când de bani să scoală ieri, el acum. De pătruța și lăsa, cum ca la Ionită nu da, și la poartă strângă și din Da se vidimo i ja i Krivojić negdje, ne samo svi ovi ostali. Mislim, budi ozbiljan čovjek snima. Najbolji solisti sad ovo.